Bună ziua! Astăzi vreau să fac o mâncărică rapidă, că vrem să mergem și la cumpărături. Și deja mi-au zis copiii mei că ei nu vor cartofi de ăștia naturi, ei vor pomes. Deci aia înseamnă pomeși congelați, pus la cuptor și gata. Aia merge și mai repede. Da. Eu vreau cartofi natur, că așa am poftă. Și vreau să fac șnițel, am congelat ce merge iarăși rapid, deci astăzi e mâncarea rapidă. Și le fac și lor pomes, ce să fac dacă ei așa vor? Da, le putem să le facem când venim înapoi. Păi nu, că mâncăm înainte să plecăm în oraș, că Denisa a fost la lucru până acum, nu? Nu, Denisa încă nu e acasă, e la lucru. Și când vine vreau să fie mâncarea gata, ca să mănânce și să plecăm direct. No. Și fac o măzărică. Tot de asta congelată. Mie îmi plac legumele congelate, nu știu, pentru mine au un gust foarte bun. N-am mai făcut de mult mazăre. Scuzați dacă e acum gălăgios, că eu vă spun sincer că mă grăbesc, că vreau să gat tot și când vine Denisa plecăm direct. Roberto are nevoie de o geacă, eu vă spun sincer. La noi a venit zăpada, e frig, poți să arăți un pic afară? Și are Roberto geacă, dar nu-mi place de ea, că e mai scurtuță, e așa până la fund. Și eu vreau să aibă una ce merge sub fund. Vreau să și eu o geacă mai groasă. Da. Și acum facem, deci prăjim ceapa. Și punem mazărea, da? Știți dumneavoastră astea, cunoașteți dumneavoastră, dar eu, na, vă filmez. Am vorbit mai înainte cu Dacian și chiar i-am zis, n-au zic, hai frate că închid, că mă duc să fac de mâncare, că vine Denisa. Păi zice, filmează dacă faci de mâncare. Și am zis, Daci, nu fac ceva deosebit, fac mâncare rapidă, nu-i bai, filmează. Nu, eu filmez, ce să fac? Roberto stinge. Am prăjit ceapa puțin, deci nu mult, puțin, reducem temperatura. Pun o lingură. Ce-o făcut? De făină. Cred că mai trebuie o lingură jumate, că m-am speriat că o dat medicul ceva, nu știu cu ce dat. O lingură jumate de făină. Așa. Un măzărică din asta congelată. Vă spun, mie îmi place foarte mult măzărea asta. Pentru gustul meu e minunat de bună. Lapte. Dar nu pun foarte mult lapte, că vreau să pun și frișcă lichidă. Și punem sare. Sarea mea e umedă. Aici unde gătesc în bucătăria de vară e foarte rece și sarea e umedă. Da, na. Dar totuși mai pun puțin lapte, că nu e chiar de ajuns. Pe aia o las să dea o dată de două ori în clocot și atunci pun frișca lichidă.
Deci cu frișca asta se poate și găti, că nu are nici zahăr, nu are vanilie, nu are nimic. Cred că în România se zice smântână de gătit. No, acum pot să închid. Uite-te, acum s-a închegat așa puțin, că am pus puțin lapte și acum mai adaug smântână lichidă. La Denisa îi place mai mult cu smântâna asta lichidă. No, și acum trebuie să fac o dată blup, 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 de două ori. Și gata. Deci mâncare făcută în 10 minute. Nu mai avem Mai este unul, mai este unul. Mai este unul. Trebuie să-l umplu, că nu mai este. Și aici. În mazăre mie îmi place foarte mult piperul. Uai, așa îmi place de mult. Na, și cum zic, acum trebuie să dea o dată de două ori în clocot. Și gata. Cartofiorii mei, cred că și ăștia-s gata. Și hai să le arătăm tot adevărul. Deci, dacă vreau mâncare rapidă, șnițel de ăsta congelat la 200 de grade, 15 minute sau 20. 20 de minute la cuptor. Deci nu avem nevoie nici de ulei să... Nu să îngibă în ulei. Nu vrea să iese afară. Iată. Așa. Și să mâncăm și sănătos. Avem și pește, tot congelat. O să-l pun aici. Și Roberto vrea cartofii ăștia să îi le prăjesc. Deci toate astea le punem la cuptor. 15-20 de minute. Mai așteptăm mai încă vreo 10 minute. Pornim cuptorul, că Denisa încă nu e acasă, ca să fie tot la gata, la țac. La fix. Da, exact. Acum, gust și un pic de bută. Să aduc? Dacă vrei. Acum punem puțin unt, dar foarte puțin. Că deja am pus smântâna aia lichidă și deja are grăsime, dar numai așa foarte puțin. Și gata. Acum mă uit la cartofiorii mei. Dar stai să-l gust tot, totuși să fie într-adevăr perfect. Este perfect. Cred că m-a fost mie dor de așa ceva. Așa, mă uit acum la cartofior. Da, și ăștia-s gata. Cât timp ne-o lua, Roberto? 10 minute? Sau cât? Așa ceva. Da. Asta, pe cartofi mai punem puțin unt, ce au rămas. Așa. Și pun foarte puțină vegeta. Deci chiar numai așa de culoare. Și... Acum eu ăsta l-am, puțin pătrunjel uscat, dar dacă dumneavoastră aveți proaspăt, cu siguranță proaspăt e mai bun. Și gata! Am terminat! Acum mai așteptăm vreo 10 minute și începem cu astea în congelator, cu șnițelul și cu cartofii și cu peștele. Și gata! Ok! Și acum,
pentru că o mers așa rapid mâncarea, mai avem timp, că încă nu vine Denis așa repede, vine la 2:15, 2:20 și acum îi cât e, Robert, uite-te. E 1:30. No. Deci mai avem, să zic așa, 20 de minute cu în care eu pot să mă joc. Și fac o salată. Să mă joc. Fac o salată. Așa. Eu las coaja pe castravete, că e crud. Și eu nu-i dau jos coaja. Așa, mai gălegios, îmi pare rău. Pune și puțin din ardei. Și salată verde și roșii. Și o să facem o salată minunată. Așa e, Mandy? Facem o salată minunată? Hai să vedem, mănânci castravete. Hai să vedem. Hai. Mare lucru. Mare lucru, că ea l-arunc afară, ce nu-i place scuip afară. Na? Hai că mai este. Vrei? Nu, ce nu-i place e scuip afară. Dar îl mâncă. Îl mâncă? Da. Dar numai bine că am șters mai înainte pe jos. Mm. Da. Ieri am fost cu Mandy în zăpadă, m-am jucat cu Mandy în zăpadă. De fapt, eu spun sincer, am vrut să vă filmez, am filmat, dar chiar numai câteva, un minut sau nu știu cât am filmat, că a sunat Alisa și n-am vrut să o resping și am răspuns și după aceea n-am mai sunat, adică n-am mai filmat așa. Na, și cum se juca Mandy în zăpadă, toată a fost udă. Și normal că am lăsat-o în casă, am șters-o eu, dar totuși s-au văzut urmele, cum au umblat aici în casă. Și de-aia astăzi trebuia să șterg pe jos. Ieri n-am avut timp. Fac numai jumate, că numai noi suntem, nu? Ingur nu e acasă și o să vină chiar astăzi foarte târziu. Roșiile noastre sunt fără gust, da, asta e, așa e iarna, nu au roșiile gust, așa, uite cum stă Mandy, oare mai vrea castravete să-i mai dau? Păi eu știu ce-a făcut cu Robert. Nu, că ea mâncă și morcov, banană nu-i place, măr. Banana nu-i place, nu știu de ce, dar banana nu. Da. Arunca ea săraca și mai multe dacă i-aș da chips. Chips îi place. Chips câteodată îi mai dau. Nu știu cum se zice, zalștang, cred că grisină sau nu știu cum le zice. Alea îi mai dau câteodată. Ar vrea ea săraca mai multe, dar nu îi dau. Așa e Mandy? Că nu-i voie. Nu-i voie să mânci atâta. Facem un dressing. Fac cu iugurt, Roberto, cu iaurt sau vrei normal? Normal. Ah,
Cu iugur. Cu iugur. Vă spun sincer, i-am făcut la Roberto desertul lui preferat și pentru că am pus ciocolata măruie, o simțit-o și au zis că nu-i bun desertul, nu i-a plăcut. Și așa că o să urmeze să ne facă Roberto un desert după gustul lui. Am făcut deja unul și nu, a ieșit mai bun. Și deja l-am mâncat. Da. Așa, pun un jumate, că nu avem așa cantitate multă. Pune tot. Nu, ușați că e mult. După aia nu-i bun. Crezi? Dacă e prea mult dressing, Roberto răspunde. O zis, Dacian, să nu mai spun atâta, așa. Dacian a zis să nu mai spun tot una, că eu tot timpul spun așa. O zis că să nu mai spun. Că... Na. Că nu-i mai. Eu nu l-am văzut pe Daci, dar o zis Roberto că și-a tus părul după mâini, că s-a luat o doamnă de el. S-a luat o doamnă de el care are prea mult păr pe mâini și s-a tuns părul de pe mâini. Sunt curioasă și eu să-l văd. Deci am pus sare, puțin zahăr și ăsta e un condiment pentru salată cu mai multe mirodenii. Oțet de mere, ăsta îi place la Roberto, ora? Nu-i de mere, e oțet închis la culoare. Cred că ar trebui să închid acum, că s-a făcut alea 3 minute. Așa, am încălzit deja cuptorul. La cât ai zis, Roberto? 200, nu? Da. Și rămâne astea ceva pome și congelați. Mai pun toate? Pune. Mai este câteodată și la McDonald's. De-aia eu m-am făcut cartofi de natură. Mie nu-mi plac mie așa ceva. Urâți. Pome și urâți. Sărați și urâți. Dar la copii le place și nu am ce le face. Și acum trebuie să pun de asta, nu, Roberto? Da. Astea sunt mâncarea găsită rapid. Nu trebuie să te grăbești. Sau chiar că nu ai chef să faci mâncare. Nu? Da. Așa. Și cât ai zis că trebuie să stea? 20-25. 25 de minute la 20 de grade, la 200 de grade. Așa. Și domnul cu mine. Așa, acum să vedem. Să vedem cum o ieși.
cartofii, Roberto-s bine, așa, 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 și acum, eu zic că astea le mai lăsăm, Roberto, nu-s bine, uite, okay. Ok, mai facem o bahiță, deci punem căldura așa deasupra să vină să facă așa mai maronic, că nu-s bine, da. Le-am scos. Le-am lăsat mai bine să se prăjească mai bine și am pregătit masa pentru când vine Denisa să fie tot gata. Vine Denisa să fie gata tot. Mai ne punem pahare și o așteptăm și când vine mâncăm și după aceea plecăm. Ok. Și aceasta a fost realizarea mea pe ziua de astăzi. Vă doresc numai bine, sănătate și pe curând. Vă pup! Aha.